Ce-o zi frumoasă! Bună dimineața! Așa, 6 dimineață. A fost o noapte lungă. M-am pus pe la 8 și ceva, m-am băgat în saci de dormit. Apoi e ora 7. E o dimineață atât de frumoasă. A ieșit soarele, păsările cântă. E liniște, în rest. A fost o noapte cât de cât ok, am dormit binișor, dar m-am trezit de multe ori, m-am învârtit, am fost un pic cam în pantă și am alunecat puțin, așa alunecam, dar m-am odihnit, mă simt odihnită și mă simt foarte bine. Am fost să-mi iau apă, este un izvor aici aproape, de asta am și ales locul acesta. Am fost să-mi iau apă și am să fac un ceai și mai am câteva cereale, cred că de o porție, și mai am puțin cașcaval. Și cam asta e toată mâncarea pe care o mai am. Voi ajunge azi în Bistrița Bârgăului. Și acolo mă duc să mănânc ceva la doamna Maria Bidian. Dacă ajungeți acolo, să mergeți la doamna Maria Bidian. Numărul ei este în ghid. Și am auzit că face mâncare foarte bună, mâncare tradițională. Doamne, abia aștept, sincer. Abia aștept să mănânc. În noaptea asta, sigur, voi căuta o cazare. Mă simt foarte murdară. Foarte, foarte murdară. Am mers ieri prin toate noroaiele, Doamne, pe unde am mers. Și trebuie să încurăț și hainele. Și să-mi fac un duș. Da, simt nevoia să stau la o cazare noaptea asta. Nu știu cât voi mai continua traseul, nu știu dacă voi ajunge în Bistrița sau mă opresc în Bistrița Bârgăului și caut un autobuz, pentru că nu mai am alimente, dar am să văd. Nu sunt sigură deocamdată.
face mama nimic, gata, 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 mama, gata, 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 mama, gata, gata, gata. Bună ziua! Nu, nu cred că. Nu cred că mai fac nimic. Nu vă dau bota. Nu, mulțumesc, nu. Dar unde, unde îmblați? Eu pe traseu asta, cu Via Transilvanica. Și de unde ai venit? Din Vatra Dornei. Pe jos? Da. Rămas singură? Da, da, am deja o săptămână. Ajung la Bistrița, seara, pe la cazări, pe la... Pe la pensiuni? Pensiuni, da. Unde găsesc. Și apoi ce v-ați pornit singură? Că-i frumos. Păi eu știu că e frumos. Fac așa și un... Fac un documentar despre locurile astea frumoase. Aici ce faceți dumneavoastră? Avem stână. Nu stați peste iarnă aici, nu? Toată iarnă. Da? Ați stat toată da, iarnă? Da, dar nu m-a bărbat, eu stau în Mureșai. A, de acolo am venit ieri, da. Da, avem gospodărie și asta pe unde v-ați cazat? Ei, am pus cortul pe undeva. Singură? Da. Dar am la ursul, domnișoară. Da, da, am eu grijă, am spray de urs, nu? Da? Da. Păi e curajoasă trebuie să și la o experiență din asta. Da, e frumos. Da. Și e frumoasă zona asta. Da, e frumoasă, dar o nouă, cât e cât să nu și singur. Da, așa e. E bărbatul meu stă cu oile aici, că în Mureșani avem, dar n-avem saivan, n-avem condiții. Păi da, și atâta spațiu Eren, aici. Da, de, acasă da. Nu avem. Și el stă aici așa, păi, după mine, în dimineața asta se ajută să dea ei niște... Și veniți pe jos sau cu ce? Cu... E, bine așa, da. E foarte, e un bun, foarte, deci pe aici, la Turiac, uh-huh. E foarte bun drum. E drum bun, da. Și, deci și așa cum ați zis, tot bun, e și în coșină. E bun. Da. Și acum unde coborâți, la Bisa Brăgăului? Da, 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 acolo. Am acolo o cazare și de acolo în Dorolea. A, trebuie să stă pe semunche. Da. Și până la Bistrița. Da, și la Bistrița, da. Acolo mă opresc, gata. Mă întoarci și iau trenul, da. Ajută. Bine, ești că singură mă știam să mă duc. Ei bine, când aveți bărbat, nu vă trebuie. Păi nu, când, da, știi cum e, o preachină, o preachină, să doi da, să nu prea vrea lumea așa să meargă. Nu, nu. Nu prea. Ei, da, e foarte, sunteți chiar din Dorna? Nu, 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 sunt din București, dar am venit până în Dorna cu trenul și de acolo. A, și de acum vă reîntoarceți la București? Da, 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 cu trenul din... A fost așa, un concediu. Da, 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 da. E frumos. Dacă vă place, da. Vai. Aveți și miei, văd. Da, da. Frumos, frumos. Avem miei și oi. Care mai crezi mai sfătătoare și... Săptămâna aveți de când ați plecat? Mâine am o săptămână, da, de vineri. Păi, cam mâine ajungeți la Bistrița. Da, dacă... și da. Și la Bistrița Brăgăului unde vă cazați? Am acolo o pensiune, aha. Da. Vorbi cu o doamnă. Da, și pe urmă mâine să trașeți către Dorălea și... Da, și în Bistrița. În Bistrița, așa, păi și gata, și... da. S-a terminat. Sănătate multă să aveți, Doamne ajută! Am ajuns în Bistrița Brăgăului și am făcut din locul unde am campat până aici, am făcut 2 ore și aseară am campat pe la ora 6, aproape de ora 6, deci dacă continuam ajungeam pe la 8 și ceva pentru întuneric și n-am luat.
Deci traseul o ia pe aici la stânga, dar eu voi merge prin altă parte, vreau să ajung în sat și să merg să mănânc ceva și apoi o să mă întorc pe traseu. Bună ziua! Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Ce faceți? Eu trebuia să ajung ieri, dar n-am reușit, că am mers greu. Până și unde ați venit aseară? Până unde am ajuns sus, unde stânile alea. Până aici am mai făcut încă 2 ore jumate. Deci nu mai puteam aseară să ajung. Vă dați seama. Da, dacă aveți ceva de mâncare, ar fi... Vreți aici pe terasă? Da, afară. Afară, că e bine și frumos. Bine. Cum are, mulțumesc drag. Mult. Filmez puțin aici, că e tare frumos. Cu drag, cu drag. Ce frumos aici la doamna Maria Bidian. Tot foarte tradițional și frumos aici. Ce frumos ați făcut, Doamne! Minunat! Tot tradițional, da, așa, din zona asta. Da, și asta totul e zestrea mea. Aha. Covorile și pernele. Și-o dat și mai departe la fată. O să le dau, cine vine aici, a făcut da? Mai departe, afacerea. Nu. Foarte frumos. Ce frige! Ce bunătate! Ce bun e! Aici traseul se desparte în 2 variante. Avem varianta A, care trece prin Bistrița, pe unde o voi lua eu, și varianta B, care ocolește Bistrița. Da, o variantă într-o parte, eu o voi lua în dreapta. Dar sigur nu voi ajunge în satul Dorolea astăzi. Aș mai avea 3 ore de mers și e ora 5 și nu prea mă simt în stare și nu vreau să merg pe întuneric. Aici este căbănuța, cred că despre care scrie în ghid. De fapt e ocolul silvic. Ce mi-ar plăcea să rămân aici. Un loc foarte frumos și prima bornă de pe varianta A, care este mai deosebită. Aici este un loc foarte frumos și cred că ar fi potrivit să campez aici. M-am hotărât să mă opresc aici. Este o poieniță, Doamne, atât de frumoasă. E superbă. Singurul dezavantaj este că nu e nicio sursă de apă pe aici. Da, am să păstrez apa să o beau. Mâncare am luat
de la doamna Maria. Am luat o plăcintă și o bucată de pâine. Și în rest apa o voi păstra să beau. Era păcat să nu fi campat în locul acesta. Este ca un colț de rai. Nu știu dacă am spus asta despre toate locurile unde am mai trecut. E minunat, se aud păsările. Este cea mai plăcută gălăgie pe care poți să o asculți. E ciripitul păsărilor. Și un apus de vis, cel mai frumos apus de până acum. Îmi place atât de mult, mă simt atât de bine. Am făcut 115 km până acum. Mâine voi ajunge în satul Dorolea, parcă așa se numește, și voi căuta o cazare. Nu mai am baterii deloc, deci o să păstrez pentru telefon foarte puțin cât mai am din bateria externă și deci nu cred că voi mai filma prea mult, aproape deloc, cu GoPro-ul până ajung în sat. Eu trebuie să-mi încarc toate electronicile, trebuie să mă spăl, sunt murdară, deci numai eu știu cum, în ce loc am dormit azi noapte. Da, deci asta, n-am avut altă posibilitate. Chiar dacă mai mergeam, nu găseam nici măcar atâta. Mă simt mulțumit așa cu locul pe care l-am găsit. E în regulă, o să mă curăț, nu-i problemă. O să ajung mâine. Sper să găsesc cazare, pentru că deja mâine va fi vineri, să nu fie prea mulți turiști. Nu am semnal aici deloc, deci nu pot suna să fac o rezervare la pensiune. Nici aseară n-am avut semnal, am început să mă obișnuiesc. Și având în vedere că sunt atât de obosită, am să adorm de vreme și n-o să am nevoie de semnal. De mâncat nu mai mănânc nimic, am mâncat foarte bine la doamna Maria. Și apa o păstrez ca să beau, poate să-mi fac ceai dimineață, să-mi păstrez puțin apă pentru ceai și cam atât. Ar fi fost perfect dacă aveam și apă. Cam atât, voiam să vă împărtășesc toată această bucurie pe care o simt. Doamne, și cred că ar trebui să trag cât mai mult de aceste momente. Pentru că știu că atunci când voi ajunge în București o să îmi lipsească foarte mult. O să îmi lipsească enorm toată liniștea și aerul curat de aici.
Bună dimineața. Am dormit atât de bine. A fost liniște. Am auzit câteva sunete, ceva animale sau păsări și m-am uitat puțin, am ieșit din cor să mă uit, dar nimic care să mă îngrijoreze. Este atât de frumos încât nici nu prea îmi vine să plec din locul acesta și mai trag de această dimineață care e și ultima dimineață la cort. Da. Cel puțin așa cred, așa planific. Deci este a șaptea dimineață pe traseu. Exact în urmă cu o săptămână am pornit cu trenul spre Vatra Dornei. Va fi o zi scurtă, Doamne ajută, am zis asta de mai multe ori și m-am înșelat. Dar Doamne ajută să fie o zi scurtă, să găsesc o cazare, să mă spăl și eu ca oamenii, să mănânc ca oamenii. Urmează să strâng cortul, toate lucrurile mele înșirate pe aici și să mă pornesc. Vreau zic că vremea este superbă, absolut perfectă. Doamne, e așa cum îmi place, puțin răcoare, dar încă e dimineață, cred că o să se mai încălzească. Pa, pa! Pe aici este o situație îngrozitoare. Am băgat piciorul aici în noroi și mi-a intrat cu totul. Să încerc să înconjur, e chiar groaznic. Iar semnul acolo pe un copăcel care a fost scos din rădăcină, deci nu o să mai țină mult semnul acolo. Va trebui refăcut în zona asta. Eu cum trec apa asta? Aoleu! Nu! Sigur mă aud. Deci acesta este satul Dorolea, un sat săsesc, cu o arhitectură specifică zonei, așa cum scrie în ghid. Caminul cultural.
cred că e cam părăsit. Bună ziua! Da. Să facem întâi cunoștință, nu mă pic de stau. Mie nu mi-e frică de căței. Păi cred că... Hai, ce hai. Iubiți? Dacă o vlați singură pe la stână... Da. Atunci... Eu mă împac bine cu căței, da. 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 Trebuie să facem cunoștință. Care și cum? Cum îi cheamă? Lady? Lady Lord. Și Lord. Și Zăruța, puiuță. A lor? Da. Vai. A puiuța, parcă e mai mare decât amândoi. Am crescut. Și cum am cer scuze că încă n-am deschis. Deci nu, eu îmi cer scuze. Improvizație? Eu îmi cer scuze. Dar am zis că ne descurcăm. Eu am stat ultimele două nopți la cort. Da, și chiar... nu fost frig. Da, am de toate la da? Mine. Da. Nu mai am baterie la telefon, e murdară. Ne descurcăm acum, că trebuie și o dină, o pauză. Da. Am ajuns la pensiunea Elis din satul Dorolea, de fapt la ieșirea din satul Dorolea. Și când am sunat la aici la pensiune, doamna mi-a spus că încă n-au deschis pensiunea. Încă nu este sezonul turistic, dar după ce am povestit că vin de pe traseu și am dormit la cort și aș avea mare nevoie de o cazare, doamna mi-a pregătit o cameră, a încălzit-o, a făcut focul în sobiță, mi-a pregătit ceva de mâncare și sunt atât de recunoscătoare, m-a ajutat foarte mult. Mă simțeam chiar destul de ofilită, să zicem. Eram murdară, însetată, înfometată și am avut mare, mare noroc că m-a primit doamna aici. Bineînțeles, primul lucru pe care l-am făcut, am fugit să fac un duș și mă simt atât de bine acum. Voi profita de acest timp pe care l-am să mă relaxez cât mai mult, voi sta afară la soare, voi citi, voi scrie, să mă uit peste traseul de mâine. Am văzut că ar fi vreo 17 km până în Bistrița și cred că nu va fi nicio problemă să-i fac mâine, voi pleca și eu mai devreme. Și din Bistrița voi lua trenul direct spre București. Sincer, nu mă încântă chiar atât de mult gândul că mă întorc. Parcă m-am obișnuit așa cu stilul ăsta de viață, să dimineața să strâng cortul, să strâng bagajele și să plec pe drum și seara să pun cortul. Și așa să fac în fiecare zi și să nu știu ce mă așteaptă în fiecare zi. Să trăiesc așa, mai spontan. A început să-mi placă foarte mult, dar de fapt îmi plăcea și înainte, dar îmi place foarte mult să dorm la cort. Deși uneori mă mai învâr de pe parte pe alta, mai am câte un dâmp sub saltea, mai mă deranjează ceva, dar totuși dorm bine. E o liniște de nedescris și poate și conexiunea asta cu pământul, pentru că stau pe pământ fără alte construcții între mine și pământ. Și cred că asta ajută mult. O să închei pentru că mâine voi ajunge în Bistrița. O să fac acum o scurtă încheiere, să zicem, a acestei aventuri, a acestui traseu. Câteva păreri, câteva sfaturi. Sunt și multe avantaje și multe dezavantaje
la a parcurge acest traseu în afara sezonului, adică sezonul fiind, să zicem, din mai până în octombrie. Dacă mergeți în sezonul rece, veți avea și multe, multe beneficii și câteva dezavantaje. Dintre beneficii, mie mi se pare foarte, pentru mine este foarte important că traseul este liber, este gol, nu veți mai întâlni alți drumeți, deci cu siguranță. Alt mare avantaj, nu sunt ciobanii cu oile la stâne, nu sunt câini la stâne, veți întâlni, bineînțeles, câini peste tot, în orice sezon, pentru că sunt câinii care se plimbă de aici colo, în speranța că o să găsească ceva de mâncare, dar nu sunt agresivi, nu am întâmpinat nicio problemă de genul. Și un mare avantaj este că puteți rămâne peste noapte la câte o stână, în fân, să dormiți, să fiți protejați, dacă plouă, dacă e furtună, dacă ceva aveți aceste stâne. Când sunt ciobanii, Poate puteți rămâne și așa, dacă vă înțelegeți cu ciobanii. Dar un dezavantaj al faptului că nu am mers în sezonul turistic este faptul că multe pensiuni sunt închise în sezonul rece. Multe pensiuni sunt închise în timpul săptămânii și deschid doar în weekend. Eu am avut mare, mare noroc. Am găsit aceste două opțiuni la care am stat. Plus Tășuleasa. Tășuleasa este deschisă tot timpul anului. Doar ajungeți acolo. Ajungeți acolo și nu veți regreta că ați trecut pe acolo. Deci ar fi bine să sunați din timp la pensiuni și să vedeți dacă vă primesc sau nu. Alt sfat ar fi să aveți bani la voi, să aveți bani numerar, nu vă bazați pe carduri. Eu, la orice pensiune am fost până acum, nicăieri nu au primit carduri, deci trebuie să aveți bani la voi. Doar, să zicem, câte un magazin prin sat veți găsi unde puteți folosi cardul, în rest vă trebuie bani. Folosiți cremă de protecție pentru că soarele arde, chiar și acum în martie, pe mine m-a bronzat puțin, m-a ars puțin nasul. Folosiți cremă de protecție. Eu nu mi-am luat ochelarii de soare, am zis că e martie, ce-mi trebuie mie ochelari, dar m-ar fi ajutat. Deci la amiază poate soarele puternic și ochelarii de soare pot să vă ajute. Aveți câteva porțiuni fără semnal deloc, mai ales drumurile forestiere, nicio șansă de semnal. Despre cort, câteva cuvinte. Este cort de o persoană de la Four Class, de la Decathlon, are 1,3 kg, se asamblează și se dezasamblează foarte, foarte ușor, chiar și pentru mine. Chiar și pentru mine, eu sunt destul de neîndemânatică la capitolul, la orice. La orice. Mă învăț mai greu să folosesc chestiile. Și chiar și pentru mine a fost ușor să pun și să strâng cortul. Da, dacă vă întrebați cât costă în jur de 790, parcă am dat pe el și am reușit să-l iau în 3 rate, mi se pare ok. Nu puteam să continui să car cortul de două persoane care avea peste 2 kg singură, nici nu se merită și nici n-aș fi putut să fac asta. Vreți să faceți traseul de acum încolo, de acum încolo nu vă luați așa multe haine cum mi-am luat eu. Deci puteam să renunț ușor la una dintre geci, adică la geaca albastră puteam să renunț ușor și să
mi era de ajuns jaca de puf, fără nicio problemă. Da, asta e, a trebuit, deci am cărat-o, am luat-o după mine ca să o car în rucsac și într-adevăr am mai purtat-o seara, dar mi era suficient și geaca de puf, nu era nevoie să car. Puteți să vă luați o cagulă pentru dormit la cort noaptea, este foarte folositoare, eu am purtat-o două nopți, după care, nu știu, am pierdut-o. Cred că am lăsat-o în fân acolo unde am dormit. Le găsesc. În rest, eu mi-am luat mănuși. Nu sunt necesare mănușile de acum încolo. Am avut spray de urs și cred că e ok să-l aveți. Au fost porțiuni în care am văzut foarte multe urme de urs prin zăpadă și am mers cu spray-ul în mână. Cred că ca să vă simțiți așa mai în siguranță, luați-vă un spray de urs. La capitolul, bine, dacă vreți să faceți porțiunea aceasta pe care am făcut-o eu, puteți să-mi lăsați un mesaj și să vă dau mai multe sfaturi sau mai bine zis să vă spun ce probleme am întâmpinat, pe unde am luat-o aiurea și eu trebuie să mă întorc de pe traseu. Și să vă spun și vouă ca să evitați această pierdere de timp. În altă ordine de idei, am învățat foarte multe din această tură. A fost o experiență foarte intensă pentru mine și simțeam mare nevoie să fac asta și să fac asta singură. Aveam înainte să plec din București, aveam atâtea emoții și gânduri și anxietate. Nu am mai fost niciodată atâtea zile singură, plecată, fără un plan foarte bine pus la punct. Știam exact de unde plec, dar nu știam unde voi ajunge, deci pur și simplu nu speram să ajung chiar în Bistrița. Credeam că la un moment dat o să renunț și o să iau un autobuz dintr-un sat de pe undeva și să mă întorc. Dar pe parcursul zilelor a început să-mi placă din ce în ce mai mult și așa mai treceam încă o zi și încă o zi până când mai am o singură zi și ajung la Bistrița, mi se părea păcat să mă opresc înainte. Am învățat multe despre mine, că sunt mai puternică decât credeam, că mă pot descurca în orice situație, cel puțin să supraviețuiesc, dacă nu să fac un lucru extraordinar, dar cel puțin știu că pot să supraviețuiesc în orice situație și asta mă face să fiu foarte mulțumită. Am învățat să apreciez mai mult lucrurile pe care le luăm ca fiind normale. Să apreciez foarte mult apa, poate în viața de zi cu zi nici nu ne gândim că ar putea vreodată să ne lipsească apa, dar am văzut și ce înseamnă să prețuiești fiecare strop de apă. Bineînțeles, mă simt atât de binecuvântată că am viață de zi cu zi, am un duș, am un pat, am o pernă, nu-mi lipsește nimic. Și am învățat că întotdeauna totul se rezolvă până la urmă și totul va fi bine și totul va fi în regulă. Chiar dacă pe parcursul zilei nu aveam idee dacă când se întunecă voi găsi un loc bun pentru campat, dacă voi avea tot ce trebuie, nu aveam idee, dar întotdeauna s-a rezolvat. Deci întotdeauna am găsit exact locul potrivit de care aveam nevoie să dorm, să campez.
am avut ce mânca, în unele zile mai puțin, în altele mai mult. Și da, mi-a adus un plus de încredere în mine și în forțele mele, să zicem, în capacitatea mea de a mă descurca în lumea asta. Avem o țară frumoasă, avem o țară minunată, plină de bogății. Și cred că cea mai mare bogăție a acestei țări sunt oamenii. Sunt oamenii buni, oamenii cu sufletul curat, oamenii care zâmbesc atunci când te văd, care te primesc cu brațele deschise, deși ești doar un străin pentru ei. Oamenii care se deschid, care îți povestesc despre viața lor. Un sentiment minunat și eu care în viața de zi cu zi nu sunt atât de... Sunt mai singuratică, nu sunt atât de vorbăreață, dar pe acest traseu mi-a făcut atât de multă plăcere și mi-a dus multă bucurie să interacționez cu oamenii frumoși pe care i-am găsit în drumul meu. Da. Și ar mai fi atât de multe de spus. Câte locuri întinse are țara asta și care își așteaptă oamenii să vină să creeze propriul lor colț de rai acolo. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizualizare. Vă mulțumesc din suflet pentru apreciere. Vă iubesc foarte mult și vă doresc numai și numai sănătate și numai bucurii și să vă bucurați de natură și de această țară minunată. Pa, 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 pa.